Leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul. În același timp, rubla rusească, euro, leul românesc și hrivna ucraineană rămâne schimbate. Astfel, moneda unică europeană își menține valoarea de 19 lei și 19 bani. Dolarul american va costa 17 lei și 83 de bani, cu un ban mai mult. Moneda românească va valora 3 lei și 85 de bani. Hrivna ucraineană va rămâne la același preț, mai exact 47 de bani. Iar rubla rusească își menține cotația de 19 bani.